aplauso. Su tierra. Ay, 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 ay. Te salută, Nuț. Te salut, Danuț. Prezentam acum, prezentam. Foarte bine că prezentai, foarte bine, Dane. Dane, te rog frumos, te rog foarte mult, oprește-te un pic, pentru că am o treabă urgentă cu tine. Cu mine? Pe cuvânt. Plus de asta, am auzit că e și iftimoaie aici, dacă nu, vino coace la mine! Vino coace! Praf te fac! Ți-am spus că mi-e știe de frică. Ți-am spus că mi-e știe de frică, nu m-ai crezut. Dane, nu vreau să stau foarte mult. De-aia m-am îmbrăcat așa, dar nu stau mult de data asta. Nu vreau să te întreb decât atât, ce părere ai tu despre karate? Să fie de 24. Rest Aoleu, Dane, să spun, la câte iau sau câte dau? Că aici e foarte important. Nu contează, Romica, 24. De 24 de karate, pe fiată, dacă iau eu 24 de karate în cap, înseamnă că o să fac glume direct din comă, m-ai înțeles? Asta este, o să fiu exact ca Bordea în emisie, știi? Lasă-mă! Pe cuvânt. Zici că n-apucă să doarmă acasă și vine în platou, hai, las și canapele. Hai, asta e. Ei, karate e puritatea aurului. Ce aur, mă, nene, tu ești nebun. Eu mă refeream la sport. Nu știu cum să spun. Îți spun sincer. Bă, eu aș pleca din țară, pe cuvânt. M-a contactat ăsta un Shaolin. Ce? Shaolin, un Shaolin. Și a zis că vrea să mă învețe karate online. Atenție la mine. Pe tine te-am. Pe mine, da. Eu am și comicul ăsta în mine de te eclipsează, înțelegi? Dacă mai învăț și ceva bătaie, mă apuc de filme. Jackie Chan, mă fac. Fii atent la mine. Mi-a arătat omul deja ceva. Lasă altă dată. Fii atent, nu-l ți arăt acum. Asta în direct mi-a arătat-o gen Bruce Lee. De la Bruce Lee a învățat-o. Stai așa ghemuit, poziția găină, după care treci în cocoș, pac, sari, șerpele. Romica! Băi, Romica! Ai înțeles? Asta e mușcătura șarpelui. Șarpele e bolnav de spondiloză. Cum o găină cu mâini de cocor care are mușcătura șarpelui, mă, Romic? Da, pe cuvânt, așa m-am învățat. Câte costă pe tine cursul ăsta online, băi, Romica? Păi fii atent, a zis la început să-i trimit 2000 de euro. Ca să se poate apuca de programa școlară. M-ai înțeles? După care câte 200 de euro la fiecare lecție. Dar fii atent la mine! 200 pe lecție? S-a jurat că o să-mi recuperez banii din filme. Că e și producător, ai înțeles? În filme? E producător, plus că e și preot la ei acolo în munți. La el. Cum la care la ei? La ea, brași în cap, exact ca în filme. Crede-mă, bă, că e treabă serioasă. Dacă e preot, nu minte. Ce n-ai bine? Eu vreau să te întreb ceva, dacă te uiți puțin la mine din profil. Crezi că o să reușesc la Hollywood? Da, cinstit. Cinstit. La Bollywood, poate. Băi, Shaolin. Da, rămăsesem concentrat, că mi-a zis concentrarea leului turbat. Aia e. Da, cinstit. În ce limbă vorbea, mă, Shaolinul ăsta? E vrea vorbea... Uite-te la el, bă, frate, ce îl întreb eu și răspunde. Bă, asta este important! Da, mă! Bă, văd că mă tot tragi de limbă, Dane. Te deranjează dacă mi-a scris mie și nu ți-a scris ție? Aici te văd, octicosule! Zi așa, că vrei să ajungi și tu la el, nu mă mai lua pe ocolite. Am văzut, fii atent la mine, am văzut că tot mă imiți. De la un timp încep să mă imiți. Eu pe tine, da. Mai puțin și îți lași și mustață. Am văzut, da. Ai văzut? Eu te imit pe tine, mă. Da, te rog. Te rog. Lasă-mă și pe mine să trăiesc, să mănânc și eu o pâine, nu? Bă, te-am înțeles. Tu nu mă lași pe mine, mă prezentam următoarea. Fii atent la mine, te înțeleg, mă admir. E foarte bine. E foarte frumos să admiri un om. Ești invidios pe mine. Nu e o problemă, Dane, nu e problemă. Dar vreau să-mi zici direct, bă, frate. Nu să mă iei așa, că vreau să spun ce zice omul, că ăsta face cursul cât costă, fii cinstit și nu mă lua cu chipurile, că pe unde umblă, ce limbă vorbește, stai, mă, nu mai ce limbă vorbească, da? Păi le-am luat de la tine, că zici că ești ventilator. Lasă-mă pe tine. Ce limbă să vorbească? Vorbește limba română, normal, nu? Shaolinii vorbesc ce limbă vor ei. Că de-aia le zice Shaolin. Nu mai țipa, nu mai da din mâini, nu mai... Da. Câți bani ai dat? Păi nu i-am dat nimica.
De unde să-i dau? Ești nebun la cap? De-aia vreau să... De-aia am și venit. Să... Nu vreau să te deranjez mult. Niște nu vrei bani? Să mă deranjez mult, dar... Nu, nu, nu vreau decât să-mi dai tu mie niște bani. Eu? Și ți-i dau înapoi că mi-aduc aminte. Ăsta când... Hai mă, Dane, vreau să umblu cu cureaua asta, zici că sunt pompier. Vreau să iau și o cureaua neagră, mai înțelegi? Centura neagră, aia, aia este cea mai bună. Da, da, centura neagră e cu 10 dani. Uite ce bun e lui Duban, centura e cu 10 dani. Nu, nu, nu iau pe a ta că e purtată. Și plus de asta, ultima oară mânca și bătaie. Pleacă de aici, nu mai e. Lasă-mă în pace, nu mai, la. Iartă, Leonuț, iartă. Să știi, Romica, că te-au informat greșit. Ultima dată este singura dată când am câștigat. Ce tare! Bravo! Nu-ți dau bani, Romica. Nu-ți dau bani, hai, lasă. De ce, tu ce vrei, să ții bretele negre? Da, mă, mi-au bretele negre. Da, da, te deranjează pe tine, hai, da, da. Să treci. Bine, bă, bine, 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 nu-mi dai de aia, dă-mi... Nu m-ai dat din mâini, mă! Dă-mi măcar niște bani de școală. De școală îmi dai? De școală, mă? Da, bani pentru școală. Păi am eu copii la școală, cum să dau ție banii mei? Am eu copii care merg la școală. Care merg la școală și dai la școală pe banii mei, nu? A, bravo, n-am văzut așa ceva, bă. Bă, cu tine nu merge nimic pe cuvântul meu, știi ceva? Nici nu mai încerc. Și te luam și pe tine, învățai și tu un pic de bătaie. Ce, îți prindea rău? A? Îți prindea rău? Ești invidios, să știi, te-am simțit că ești invidios. Doamne, mi-e frică! În ritmul ăsta o să rămân anonim cu tine. O să rămân ca Andrei Orodici. Așa o să rămân. Exact așa o să rămân. Că ne vrem să-ți fac aia japoneză cu tașino, cu aia. Dar... Asta! Asta!